Israelul, țara care părea că ține sub control pandemia de coronavirus, se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de îmbolnăviri. Pentru a treia zi consecutiv au fost depistate peste 10.000 de noi infectări. Italia ia în calcul vaccinarea anticovid obligatorie pentru toată populația, iar din această lună o a treia doză va fi administrată persoanelor vulnerabile. Bulgaria impune noi restricții, iar Norvegia își amână redeschiderea și extinde vaccinarea tinerilor. În acest moment, Israelul se află pe primul loc în lume la numărul de cazuri zilnice la 1 milion de locuitori. Aproape jumătate dintre noile cazuri au fost depistate în rândul tinerilor cu vârsta de sub 18 ani. Oamenii de știință avertizează că odată cu întoarcerea copiilor la școală, bilanțul îmbolnăvirilor va continua să crească. Guvernul israelian a scăzut la 12 ani vârsta minimă pentru administrarea unei a treia doze de vaccin, iar premierul Naftali Bennett a ținut un briefing special pe TikTok în care le-a spus elevilor să se vaccineze și că vaccinurile anticovid ar putea fi aprobate și pentru copiii cu vârsta între 6 și 12 ani în următoarele două luni. Zona Delta. Vaccinul nu este otrăvitor, otrava este virusul. Vaccinul doar ne întărește corpul și anticorpii care luptă cu virusul. Guvernul italian se pregătește să înceapă administrarea celei de-a treia doză de vaccin împotriva COVID-19 persoanelor vulnerabile. Totodată, premierul a anunțat că ia în calcul vaccinarea anticovid obligatorie pentru toată populația. La campania vaccinale procede spedita. Reiterez invitația de a vă vaccina. Este un act față de sine și față de cei din jur. Aproximativ 80% dintre italieni vor fi vaccinați împotriva COVID-19 până la sfârșitul lunii septembrie. Guvernul le-a impus deja angajaților din domeniul medical și din educație să se vaccineze dacă vor să nu-și piardă locul de muncă. Bulgaria impune noi restricții începând din 7 septembrie. Restaurantele și barurile se vor închide la ora locală 22, în timp ce competițiile sportive din spațiile închise se vor desfășura fără spectatori. Festivalurile muzicale vor fi interzise, iar teatrele și cinematografele vor funcționa la cel mult 50% din capacitate. Elevii deocamdată vor putea participa fizic la cursuri. Nu este loc de panică, situația este gravă, dar nu scăpată de sub control. Rata mică a vaccinării ne obligă să impunem aceste măsuri. Norvegia a amânat încă o dată ridicarea totală a restricțiilor sanitare pe fondul numărului record de noi cazuri de COVID-19 raportate în ultimele zile și a extins campania sa națională de vaccinare pentru a include categoria tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. Aproape 72% din populația adultă a țării a fost complet vaccinată, dar se pare că nu este suficient în fața variantei Delta, mult mai contagioasă.